cât te ține, cât rezistă, câți kilometri faci cu un set de anvelope. În primul rând, știți foarte bine, avem trei tipuri de anvelope mari și late. Cele de iarnă, cele de vară și cele all season. Contează destul de mult ce tip de anvelope folosești, pentru că unele sunt mai dure, altele sunt mai moi și au o uzură diferită. Deci influențează foarte mult numărul de kilometri pe care îl parcurgi. Așadar, hai să discutăm mai întâi despre factori care influențează uzura anvelopelor. După care o să vă dau pro-tipul final, cum faci să parcurgi cei mai mulți kilometri cu un singur set de anvelope. Și cam care ar fi numărul maxim de kilometri pe care îl poți face cu un set de anvelope. Factorul numărul 1 este, așa cum am spus mai devreme, materialul. Dacă ți-o anvelopă de slabă calitate, e un material slab, se va toci, se va uza mai repede. Cu un set de anvelope slăbuț poți să faci 20, 30, 40 de mii de kilometri. Contează din nou materialul, dacă e de vară, iarnă sau all season. Cele de vară sunt cele mai dure și, în teorie, cei mai mulți kilometri poți să-i faci cu un set de anvelope de vară, pe timp de vară. Anvelopele de iarnă, pentru că sunt mai moi, materialul este mai moale. Dacă folosești anvelope de iarnă pe timp de vară, sunt și mai zgomotoase, îți crește consumul. Îți crește consumul pentru că frecările sunt mai mari. Dacă frecările sunt mai mari, automat ele se tocesc mai repede. Deci nu utilizați mereu anvelope de iarnă all time around, că vă lene să le schimbați, pentru că le veți uza, cred că, de două ori mai repede, dacă nu și mai bine, față de un set de anvelope normale de vară. Dacă tot nu vrei să schimbi anvelopele, mai bine folosești un set all season. Mi-am luat și un set all season și cred că am făcut un lucru bun, pentru că avem temperaturi pozitive, parcurg kilometri mulți pe autostradă, extraurban, și dacă aș fi avut anvelope de iarnă, le-aș fi uzat mai rău, mașina ar fi fost mai zgomotoasă și s-ar fi tocit mult mai repede. Aș fi avut o uzură mai pronunțată. Deci, unul este materialul. Doi, cel mai important factor, după material, viteza. Viteza influențează extrem de mult uzura anvelopelor. Știți foarte bine că un Bugatti atinge peste 400 de km pe oră. Veyron-ul 407, Chiron-ul 430, după aia 450. Divo l-au făcut să-l ducă 480-500, deci peste 400 de kilometri pe oră. Când cei de la Top Gear au făcut testele cu Veyron, când James a mers cu 407 pe bucata aceea dreaptă de autostradă de test al lui Volkswagen în Germania, zicea că anvelopele rezistă undeva la maxim 20 de minute până explodează, pentru că vă dați seama la ce solicitări sunt expuse la acea viteză. Norocul este că rezervorul se termină în 15 minute la viteză maximă, deci n-apucă să bubuie anvelopele. Morala care este? Dacă mergi cu viteze mari, deci stai în Germania și ai de făcut zilnic 100 de kilometri pe autostradă, într-o zonă fără limită de viteză, și să presupunem că ai avea un 3000 diesel de 220-280 de cai putere. Și tu ești pe autostradă și o ții 160, legal, toată autostrada, mă rog, cât ai tu de parcurs zilnic, și o să parcurgi un număr destul de mare de kilometri. Ei bine, pentru că mergi cu viteze mari, consumul crește, frecările cresc, uzura crește. La facultate am făcut niște ecuații, niște măsurători, niște calcule legate de coeficienții de rezistență la rulare, care cel mai mic este pe asfalt vara cu anvelope de vară. Deja când avem ud, zăpadă, nisip, coeficientul de rezistență la rulare se modifică. Adică, cu alte cuvinte, cresc frecările, motorul muncește mai mult ca să facă ca roțile să înainteze și crește consumul. Ați observat și voi că dacă mergeți cu 80 de km pe oră, adică de la 70 la 80 la 90 de km pe oră, nu e o diferență mare de consum între aceste viteze. Deja când treci de la 120 de km pe oră în sus, fiecare 10 km pe oră îți modifică semnificativ consumul. De ce credeți? Pentru că cresc exponențial frecările, atât cu aerul, dar și cu anvelopele. De fapt, frecarea cea mai mare vine și consumul cel mai mare vine din cauza frecării cu aerul, dar și frecările cu asfaltul cresc exponențial. Dacă frecările cresc exponențial,
automat se uzează foarte accelerat și anvelope. Deci, pentru un set de anvelope longeviv, ideea este să mergi cât mai mult cu viteze cât mai mici. Adică cu 40, 60, 80, maxim 100 de kilometri pe oră. Deci dacă îți iei un set de anvelope premium și mergi în oraș, faci taxi, faci naveta în oraș, mergi cu viteze mici, le schimbi la timp. Punctul 3, le faci presiunea roți regulat. Presiunea roți este foarte importantă pentru că altfel ne trezim cu roți, cu anvelope uzate inegal, aiurea, fac burtă sau pe margini, în funcție dacă e prea umflat, subumflat, adică desumflat, și aceste aspecte legate de presiunea în roți influențează foarte mult longevitatea anvelopelor. Contează foarte mult dacă mergi sau nu agresiv. Dacă forțezi viraje, dacă pleci cu scârți, dacă faci drift, dacă pleci violent de pe loc, supui la multă tensiune anvelopa, dacă o și patinezi în gol și scoți fum din roți, automat accentuezi puternic uzura acestora. De asemenea, contează foarte mult geometria la roți, contează extrem de mult. Dacă direcția ta a fost afectată, ai luat o groapă, ai dat într-o bordură, s-a dereglat, ai schimbat un braț, ai intervenit la mașină pe partea mecanică și ai dereglat direcția, un pic acolo, imediat se va vedea la anvelope, se vor uza inegal, neuniform. Și atunci va trebui să le schimbi destul de repede, s-ar putea să nu te țină nici măcar 20.000 de kilometri un set de anvelope, dacă ai direcția făcută greșit. Următorul factor care afectează destul de rău uzura anvelopelor este lățimea. O să vedeți că un set de anvelope, cu cât este mai lat, cu atât se vor uza mai repede, în mod natural. Deci, dacă ai anvelope de 195x65x15, care sunt și ieftine, în comparație cu cele late, o să vedeți că țin mult mai mulți kilometri decât un set de anvelope de la un X5 nou, care are 275 sau cât are, 315x40, 45 sau 30, cât are R22. Deci, anvelopa cu cât este mai lată, cu atât se va uza mai repede. Și următorul factor care din nou afectează puternic uzura anvelopelor este suspensia variabilă, reglabilă sau pneumatică, care din nou se ajustează. Își reglează înălțimea, automat se schimbă acolo niște unghiuri. Deci, la suspensia variabilă, adică la înălțimea variabilă, se schimbă unghiurile, se schimbă uzura. Și ultimul factor, desigur, este greutate. O mașină care este mai grea, în mod natural apasă mai tare pe anvelopă, în mod direct crește coeficientul de rezistență la rulare, automat anvelopele se uzează mai repede. Deci, rețeta pentru anvelope care se tocesc foarte repede, adică numărul cel mai mic de kilometri pe care îl faci cu un set de anvelope, probabil că e undeva la 20-30.000 de kilometri, deci un număr minim de kilometri la mers normal, îl avem la o mașină grea, cu anvelope late, cu o suspensie pneumatică sau o suspensie variabilă. Deci aici obținem cel mai mic număr de kilometri. Cel mai mare număr de kilometri, și v-am spus că vă dau pro tip, 1. Anvelope clasa de consum A. Anvelopele cu clasa de consum A, în teorie, au cel mai mic coeficient de rezistență la rulare. Adică sunt cele mai mici frecări, adică sunt anvelopele cu consumul cel mai mic. De regulă, pentru că în Uniunea Europeană și la nivel mondial, dar mai ales în Uniunea Europeană, sunt reglementări de consum, emisii scăzute, penalizări, amenzi, nu știu ce, mașina când îți vine din fabrică, acasă, ți-e o mașină nouă, vine echipată cu cele mai eficiente anvelope care există pe piață și la un cost rezonabil. De exemplu, la Corolla am primit anvelope Falcon. La Camry am primit anvelope Dunlop. Și m-am uitat la profilurile lor. Sunt profiluri simple, n-au ramificații ciudate sau foarte pronunțate. Alea au o clasă de consum G. Te ajută să ai aderență mai bună, dar frecarea este mai mare, se consumă mai repede. Alea-s bune pentru track, mers sportiv și așa mai departe.
Anvelopele simple cu câteva ramificații și multe canale de evacuare a apei sunt, în general, cele mai eficiente anvelope. Deci, au frecările cele mai reduse, așadar ai consumul cel mai bun și uzura cea mai mică. Deci, dacă vrei cele mai eficiente anvelope să te țină cât mai mulți kilometri și sunt anvelope, dacă tragi de ele, te țin până la 100.000 de kilometri. Deci, clasa energetică, clasa de consum A, clasa de consum A, presiunea roți corespunzătoare, anvelope de dimensiuni mici sau medii și o mașină care să nu fie foarte grea și fără suspensie variabilă, pneumatică, reglabilă. Și bineînțeles, mers cu viteze sub 100 de kilometri pe oră, unde avem plaja de frecări cea mai redusă. Deci, dacă mergi așa, echilibrat, cum trebuie, presiune în roți, mașină cu anvelope mici, poți să te aștepți să faci cu un set de anvelope între 80 și 100 de mii de kilometri. În general, intervalul mediu cu care, pe care îl faci cu un set de anvelope este între 40 de mii și 70 de mii de kilometri. În general, anvelopele premium, eficiente, de fabrică, ale unei mașini te țin 50-60 de mii de kilometri, dar fluctuează foarte mult. Putere, greutate, lățime, suspensie, clasă, tip. Deci toate aceste lucruri influențează puternic numărul de kilometri. Și credeți-mă că e cumva frustrant să ții un X6 normal sau un X5M sau un SUV greu care are niște anvelope mari, late, scumpe, pe care dai poate 10.000 de lei. Te țin 2 ani. 20.000, 30.000 de kilometri. Și un set de anvelope la un Logan cu care faci taxi, mergi preponderent la viteze mici, mașina e ușoară, îi pui niște anvelope de vară sau ce găsești, all season, la 1.500 de lei și te țin 5 ani, 80.000 de kilometri. Deci, mașina, cu cât este mai grea și mai scumpă și mai puternică, are nevoie de chestii mai costisitoare. Cam asta este morala. Așadar, da, poți să faci 20.000 cu un set de anvelope dacă ai o mașină gândită să mănânce din ele. Poți să faci 100.000 de kilometri dacă știi cum să le conservi, cum să conduci, ce să-ți cumperi și, mă rog, depinde de modul tău de exploatare. Durata medie 50-60 de mii, dar fluctuează. Sunt foarte curios voi ce anvelope aveți și cât ați făcut sau cât faceți în medie cu un set de anvelope. Eu la Camry în prezent am 17.000 de kilometri. Am făcut vreo 12-13.000 de kilometri cu anvelopele de vară și am făcut vreo 4.500 cu ăstea all season. Deja am făcut pană, ieri am făcut pană, noroc că am fost fix în fața unui service la un mecanic auto care avea un kit de pană, a avut compresor, mi-a umflat roata, mi-a făcut pana pe loc, că altfel... Dacă mă prindea treaba asta în mers, era nasol. Cred că acum vreo două zile am luat un cui, s-a înfipt acolo bine și m-am dus pe un teren din ăsta pietruit, s-o fi agățat cuiul în ceva, a sărit cuiul din roată și eram, uitam pe bord, vedeam 2-2, 2-0, 1-8, 1-5, 1-2. Eu parcasem de la 1-8 bar, eu eram parcat și tot scădea, tot scădea. Bă, ce are? Mă dau jos din mașină și aud. Norocul meu era că eram fix în fața ușii la un service. Că dacă mă prindeam în mers, strâmbam janta. Clar. Deci a fost ghinion, dar în același timp noroc. Sunt curios voi câți kilometri parcurgeți cu un set de anvelope. Ne vedem în următoarele episoade.